Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Constantin Avram, ales în circumscripția electorală numărul 4 Bacău pe listele ALDE. Face parte din Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. Acesta este al doilea mandat al său. Până în 2015 a fost membru al Partidului Conservator, apoi a ajuns în ALDE ca urmare a fuziunii celor două partide. Parlamentarul ALDE a fost consilier județean și subprefect și președinte al Partidului Conservator Bacău. Potrivit presei locale, până în 2006, Avram a fost un înfocat susținător al PSD, apoi a trecut la partidul lui Dan Voiculescu. De îndată ce a intrat în ALDE, și-a arătat contribuția la dezvoltarea partidului. Noi avem am avut în vedere și ăsta a fost gândul ca de a venit astăzi, să găsească, să construim o echipă nouă care să garanteze reprezentarea în Parlament a fiecărui cotoșan. Până să ajungă parlamentar, Avram a semnat mai multe contracte cu statul prin firma sa de construcții. După ce a ajuns deputat, acesta a continuat afacerile cu statul prin firma soției și a fiului său. În 2010, locatarii din Bacău se plângeau de calitatea proastă a lucrărilor de reabilitare a blocurilor făcute de firma lui Avram, Consizo Serv SRL. Primăria a plătit peste 8 milioane de lei pentru acest contract. Zile, uitați-vă în ce hal am ucegăit. Uitați-vă în ce hal. Și cum îmi cade tencuiala acolo în colțul ăla. Materiale de cea mai proastă calitate. La noi s-au munegri balcoanele în casă, pică tencuiala, ce să spun, e dezastru. Deputatul ALDE Bacău funcționează la cota de avarie în acest mandat, dacă ține în cont de statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. 48 de luări de cuvânt, 23 de declarații politice, 4 luări de cuvânt în biroul permanent, 26 de propuneri legislative și o moțiune. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 41 de minute și 33 de secunde. În una din luările de cuvânt de anul acesta se arăta îngrijorat de faptul că minoritatea maghiară ar putea avea un tratament preferențial în România. Eu sfătuiesc liderii comunității maghiare să nu dea apă la moară extremiștilor din afara țării și nici din interiorul României. Pentru că minoritățile din România sunt reprezentate la cel mai înalt nivel politic. Avem președinte minoritar, avem șef al serviciilor secrete minoritar, avem minoritar la nivelul agențiilor guvernamentale și în funcții executive de mare răspundere. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Constantin Avram a avut în acest mandat 2757 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de 82%. Pentru munca pe care o prestează, Avram este remunerat lunar cu 10.003 lei. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Bacău. Prezență ridicată la vot și declarații politice în număr relativ mare. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: traseism politic, afaceri cu statul prin propria firmă, propuneri legislative în număr mic și dezinteres pentru comunitate. Pentru activitatea din al doilea mandat al său, din decembrie 2016, de la depunerea jurământului și până acum, îi acordăm nota 5 deputatului ALDE Bacău, Constantin Avram.